Aceasta este porunca mea, să vă iubiți unii pe alții așa cum v-am iubit eu. Ioan 15:12. Foarte bun și tare prețios. El mă iubește atât de mult și așa de credincios și nu pot trăi decât cu el și ne sunt în jurul meu mereu și suntem una amândoi, Iisus și eu. El știe cât îl iubesc eu, ca pe un părinte bun. Dar cât de mult iubește el, nici n-aș putea să spun. Iubirea lui durează în veci și nouă tot mereu. Așa ne iubim noi doi, Iisus și eu. Amin. Nu știu altă poruncă mai mare, nici o altă înaltă favoare și nimic mai de preț să găsesc n-aș putea decât minunea de a iubi pe Domnul Iisus de toată inima mea. Nimic nu-i prea mult pentru El, voi trece la fel cu bucurie durele, voi trece la fel cu oricum va fi calea ușoară sau sagra, o voi iubi pe Domnul Iisus de toată inima mea. Amin.
multe flori pe acest pământ, se bucure priviri curate, cresc flori și în suflet și în gând și o floare poate crește în fapte. Ne bucurăm de darul sfinte pe care Dumnezeu le înșiră. Cu dragostea de bun părinte, pe masă păcii veșnic plină. Dar lângă noi stau nevoiașii, pe lângă drum, pe lângă ape. Și așteaptă întrebându-și frații de o zi de caldă bunătate. Un colț de pâine și un cuvânt să dăruim cu bucurie celui ce lângă noi flămând și să-i vorbim de veșnicie. Și noi suntem frații lui Iisus care am trăit în sărăcie și care ne-a iubit nespus cu o dragoste din veșnicie. Thank you.
Și a întâlnit o fetiță în zdrențe care cerea de pomană și își îndrepta gândul spre Dumnezeu. Doamne, cum poți permite una ca asta? Te rog, fă ceva! Seara, la știri, a văzut diferite secvențe cu neputincioși, cu copii muribunzi și cu trupurile chinuite și iar s-a rugat. Doamne, câtă mizerie! Te rog, fă ceva! În timpul nopții, Domnul i s-a arătat în vis și i-a spus: Am făcut deja ceva. Te-am făcut pe tine. Să facem ca Iisus. Poate pe unii dintre aceștia i-am ajutat. Poate că alții i-am disprețuit, iar pe alții i-am alungat. Niciodată să nu uităm pe cei sărmani sau pe orfani. Să ne amintim cum proceda Iisus. El n-a obosit niciodată să facă bine și Scriptura ne învață să facem și noi la fel. Mesajul acestui program este să fie și în noi gândul care era în Hristos, să fim gata întotdeauna să facem binele. Și ocazii sunt destule, nu mai trebuie să profităm de ele.
să fie semen bunul mântuitor. Fapte bune tu să semeni pe al vieții ocor. Fii tu primul care ajută pe bătrân, pe copilaș, cititei care salută, care pe cer ce-ți vrăjmaș. Zâmbet, haină, casă, pâine, tu oferă tuturor, nu te îngrijora de mâine, harul e îndestulător. Fapte bune tu să semeni pe al vieții tale ogor, dacă vrei să fii asemeni bunului mântuitor. Dar nu-l facem mai bine când era pe acest pământ. Alina durerea lumii cu zângașul său cuvânt. Dar lucrarea de iubire ne întoarce de la bine, fă să facă chiar și astăzi, și prin mine, și prin tine. Să fim lucrători cu Domnul în această omenire, pentru ce ce-a nevoie de o faptă de iubire. Mai este cu trunc minunat.
Am strâns o mână în timp ce șopteam încurajator. Norii vor fi împrăștiați de vânt și am simțit că viața mea este binecuvântată în fiecare oră din acea zi. Am trimis o urare de fericire acolo unde cineva în suferință avea nevoie de ea și foarte curând după aceea am găsit bucurie adăugându-se în cămara mea. Iisus ne face fiind bun să facem bine orice vrem. Să fim atenți tot în jur. Să ajutăm pe cel ce ne vrei. Tot ce aștept să-ți facă altul, să faci tu în sus mai întâi. Altfel vei fi ca înțeletul și și-a zidit de munte casa lui. Și de-a venit furtuna și vântul a lovit, puternic a ancorat casa, nu s-a înclintit. Dar cel neînțelept a ridicat o casă pe nisipul mișcător și atunci când vântul valul a lovit, casa de pe nisip s-a prăbușit. Dacă știm să facem bine în orice vreme și oricui, noi avem ca temelie pe Iisus și viața Lui. Doamne, când mi-e foame, trimite-mi pe cineva care are nevoie de hrană. Când mi-e sete, pe cineva are nevoie de apă. Când mi-e frig, trimitem pe cineva care trebuie încălzit. Când sufăr, trimitem pe cineva pe care să mângâi. Când nu am timp, dăm pe cineva pe care să-l ajut o clipă. Când sunt descurajat, trimitem pe cineva pe care să-l încurajez. La fel și noi suntem chemați la fapte, fapte curate și credință mare. Când simt nevoia de a fi înțeles, dăm pe cineva care să aibă nevoie de înțelegerea mea. Când aș vrea ca cineva să aibă nevoie de mine, trimite-mi pe cineva de care să am grijă. Când mă gândesc la mine, îndreaptă-mi gândurile către alții. Amin. Pot
Poți să cunoști 90 de limbi și chiar vreo 20 de limbi cerești. Sunetul tău strident, n-ai cum să-l schimbi. Ca o aramă sunătoare ești de nu iubești. Poți să-ți împarți averea la săraci și chiar ca un martir să te jertfești. N-o să câștigi nimic din tot ce faci. Ești mic, oricâte laude primești, de nu iubești. Dar dacă totuși zici că ai iubire, dar nu vezi cuvinte îngerești și n-ai habar de-a faptelor vorbire, tot o aramă sănătoare ești, că nu iubești. Tu zici că îl iubești pe Dumnezeu, dar dacă la săraci nu te gândești și orice sacrificiu îți pică rău, să știi că pentru foc te pregătești, că nu iubești. Iubirea nu știe să-ți ia concediu, ea crede totul, ne-ndăjduiește, ea suferă și mai pe sus, tot ea este concediu, și mai pe sus de toate, ea iubește. Amin. Thank you.
Pe cineva pe care să mă îngăi. La fel și noi suntem chemați la fapte. Fapte curate și credință mare. Asta noi știm că vom învinge noapte și ne vom întâlni la sărbătoare. Amin. E frumos când poți în viață să fii darnic și milos, să te duci de dimineață și să ștergi lacrima răsleață, e frumos. E frumos când zboară anii, să-ți faci viața împlinos, să hrănești cu drag orfanii, să-i ajuți pe toți sărmanii, e frumos. E frumos când nu-i răpusă jertfa ta de un gând fălos, când în taină nepătrunsă să-ți faci haina cea ascunsă, e frumos. Însă faptă cel mai mare, darul cel mai de folos, este chem pe un om pe care, dintr-o viață de pierzare, la Hristos. Amin. Tatăl, iubire, asta legea, senatoră. Să iubești mai sus de toate pe cele care te-a creat, să faci milă și dreptate fratelui împovărat. Mâinile tale sfăcute să dea, mâinile tale sfăcute să dea alinare, îndemnuri, mâncare. Ochii tăi sfăcuți arăte mângâiere, speranță, dreptate. Gura ta are coarde vocale ca să cânți și să spui adevărul chiar și atunci când doare. Urechea să aplești când se strigă ajutor, dar să oferești de ispititor, mersul să-ți fie hotărât și drept, să nu poposești la cel neînțelept, pe cărări străine să nu te abați, drumul să-ți fie la săraci și la frați.
fii pregătit și vei birui, dar să nu uiți genunchii și nu adormi, că în curând va ajunge în țara de sus, unde ne așteaptă cu slavă Iisus. Să te dor tuturor, ca pământul ce se apleacă spre norod, cu creanga mai să cade de atât rod. Fii către tot și oricând deschis, ca o fereastră înaltă către vis, ca zbor unei hanici albine, și pe narcise, și pe mărăcine. Fii umbra mult dorită de popas, pentru truditul sub arși țăpas, și masa întinsă plină oricând, la care aleargă sufletul frămând. Fii cel ce zilnic te ofer bogat, pentru bolnav hulit sau întristat, cum face munte proaspătul izvor, și pentru lup, și pentru călător. Numai așa ai să primești un piept, fiorul unui mers curat și drept. Și încet, dar sigur și tu sui, cărarea care duce în țara lui. Odată, ploaia a prins-o pe furnica pe drum. Unde să se ascundă? A văzut furnica într-o poiană o ciupercă. A dat fuga și s-a ascuns sub ea. Sta furnica sub ciupercă, ploaia nu mai contenește, plouă tot mai tare și mai tare. Se târăște spre ciupercă un fluture. Furnico, furnico, lasă-mă sub ciupercă, m-a dat ploaie și nu mai pot zbura. Unde să te primesc? Zise furnica. Și eu abia mi-am făcut un loc. Hai, nu-i nimic, mai bine înghesuiți, dar nu supărați. Furnica i-a făcut loc fluturașului sub ciupercă și plouă tot mai tare. Vine în fugă un șoricel. Lăsați-mă și pe mine sub ciupercă, sunt un lac de apă. Unde să facem loc? N-avem unde. Mă înghesuiți și faceți voi un pic. S-au înghesuit și au făcut loc și șoricelului sub ciupercă, iar ploaia curge și nu mai vrea să înceteze deloc. Lângă ciupercă, țăpăie o vrabie și se vaită. Mi s-au dat penele, mi s-au obosit aripșoarele. Lăsați-mă și pe mine sub ciupercă să mă suc și să mă odihnesc până ce stă ploaia. N-avem loc. Mai strângeți-vă puțin, vă rog. Fie! Și s-au mai strâns și au făcut loc și vrăbiuței. Deodată apare în poiană iepurele și vede ciuperca.
Ascundeți-mă, salvați-mă, mă urmărește vulpea. Mi-e milă de iepure, hai să ne mai strângem puțin. După un timp, ploaia s-a oprit și s-a ivit soarele. Toți ies după ciupercă și se bucură. Furnica a rămas pe gânduri. Nu, întotdeauna atunci când te gândești să împarți ceea ce ai cu alții, parcă ți se strânge inima. Iar tu te gândești, dacă o să dau ceea ce am și altora, eu cu ce rămân? Dar dărnicia adevărată înseamnă să dăruiești cu toată inima, fără să aștepți nimic în schimb. Și în plus, atunci când dăruiești cu toată inima, te vei simți foarte bine. Inima este cuprinsă de un sentiment de nedescris, de un sentiment tare plăcut. De exemplu, în sceneta care am văzut-o în fața noastră, furnicuța și-a împărțit locul cu fluturașul, apoi cu toate celelalte animale. Și ele nu și-au dat seama, dar ciuperca crescuse, ploaia o făcuse să crească. Dărnicia poate aduce miracole neașteptate. Asta înseamnă să dăruiești fără să te gândești că mai târziu vei primi ceva. Dăruiește, împarte fără teamă și lumea din jur va deveni mai bună și mai frumoasă. Probabil că mulți dintre dumneavoastră, văzând aceste pachete aici, în această dimineață, v-ați întrebat, ei bine, ce-i cu ele? Pentru cine sunt? Nu fiecare dintre noi poate ne-ar plăcea ca numele nostru să fie scris undeva pe acest pachet. De ce nu? Ei bine, pachetele nu sunt pentru noi, nu sunt nici măcar pentru ei, ci sunt făcute de acești copii ai bisericii noastre. Există în Timișoara Asociația Creștină Speranța și Lumină. Este o asociație care se ocupă și are trei proiecte, care se intitulează Pâinea Speranței, Cantina Speranței și Căminul Speranței. După cum vă dați seama, în primele două proiecte, ei se ocupă de a oferi mâncare, pâine sau alimente celor care nu au. Iar în cel de-al treilea proiect, ei au construit un cămin pentru copii orfani sau copiii a căror părinți n-au posibilități să-i țină. Iată câteva imagini din proiectele pe care aceștia le desfășoară. Vedeți aici proiecte cu familii foarte nevoiașe care au primit alimente și care primesc alimente din partea asociației. Sunt familii care sunt în grija acestei asociații. De asemenea, aici sunt câteva imagini de la Căminul Speranței, acolo unde sunt copii orfani sau copii care provin din familii defavorizate și care acolo găsesc un pat curat, haine curate, mâncare, dar în același timp găsesc și dragostea cât poate ea să fie oferită de către cei care se ocupă de acest loc. Ei bine, pentru acești copii, deoarece am dorit ca să învățăm pe copiii noștri un lucru practic, pentru acești copii s-au pregătit pachetele atât de frumos ambalate. Vreau să vă mulțumesc pentru că provocarea a fost următoarea. Faceți pachete din jucăriile la care voi țineți, dintr-un lucru care este drag vouă, faceți aceste pachete pentru a-l dărui altora. Și sunt sigur că fiecare dintre voi a spus în aceste pachete tot ce aveți voi mai frumos sau ce aveți voi mai frumos și v-ați gândit și la alții. Felicitări și nu uitați niciodată că a fi darnic și a iubi pentru ceilalți este ceea ce Hristos cere de la fiecare dintre noi. Mulțumesc tuturor celor care s-au implicat în acest program, mulțumesc părinților, mulțumesc copiilor, mulțumesc instructoarelor care au investit. Este un moment special acum la sfârșitul programului, de aceea, așa cum am anunțat, urmează să avem o colectă specială, o colectă pentru departamentul copii, dar nu înainte de a asculta o ultimă cântare a programului.